Lista culturilor de fitotehnie eligibile pentru a beneficia de ajutor extern sub formă de motorină destinat fermierilor afectați de seceta din anul 2022 va fi completată, scrie monitorul.fisc.md. Pe agenda ședinței secretarilor generali este inclus de modificarea hotărârii de guvern pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din anul 2022. Astfel, fermierii mici și micro care au cultivat floarea soarelui pe parcursul anului 2022 și au avut de suferit de pe urma secetei vor fi eligibili pentru a beneficia de ajutorul extern sub formă de motorine. După cum se menționează în nota proiectului, recepționarea cererilor și calcularea cuantumului de motorine în funcție de gradul de afectare vor stimula fermierii să cultive în continuare floarea soarelui, care are o influență la formarea listei de produse social importante prin obținerea materiei prime pentru uleiul de floarea soarelui și ar facilita situația financiară precară a acestora. În cazul aplicării coeficientului de categorie sire deja aprobat, aceste ajutoare sub formă de motorină ar facilita inițierea de prelucrare și condiționarea circa 112.000 de hectare de terenuri. Conform datelor operative colectate de către subdiviziunile responsabile de domeniul agricol al asociațiilor publice locale, suprafețele afectate de secetă au însumat circa 324.000 de hectare, dintre care circa 165.000 cu floarea soarelui au fost afectate.